Da, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Zoom Sport. Am făcut-o și pe asta. România a obținut a patra victorie la campionatul mondial de handbal feminin, 27-24 cu Angola. Mergem acum direct în Germania să-l ascultăm pe colegul meu Costin Cava și are și un invitat alături. Bună seara, Costin, vă ascultăm! Bună seara din nou, sigur, victorie mare, importantă pentru România. L-am alături pe Ambrose Martin, voi trece repede la întrebări. Such a crazy game. Un meci nebun? Martin, what happened? But ce s-a întâmplat? You're happy. Cred că ești fericit. Happy. Da, evident, bucuros pentru cele două puncte câștigate, dar în acest meciuri nu trebuie să luăm doar partea bună că am câștigat cele două puncte, pentru că trebuie să jucăm mai bine. Nu trebuia să fim afectați de presiunea și de tensiunea partidei, dar trebuie să ne bucurăm, să încercăm să dăm totul. Și lucrurile care n-au ieșit trebuie să le lăsăm deoparte deocamdată. Sunt supărat pe de-o parte, dar bucuros pentru jucătoare. Cred că jucătoarele au încercat să fie mai relaxate. Și ar fi trebuit, în mod normal, să nu le lăsăm să-și facă jocul lor obișnuit. A existat ceva tensiune. Iar și pentru faptul că adversarul a fost relaxat, Angola nu a jucat practic pentru nimic. Dar mergem mai departe. Știam că vor fi dificile și aceste meciuri. E bine că am câștigat pe final, înseamnă foarte mult pentru viitor. Important este că am câștigat și am mai făcut un pas în față. Și practic în acest moment am putea să jucăm cu echipa de pe locul 3 sau 4 în cealaltă grupă. Spania va juca împotriva Franței. Dacă Spania învinge Franța, veți fi sigur de primul loc în grupă. Important este să câștige Spania pentru că este țara mea. Dar important este să ne concentrăm noi, nu trebuie să ne uităm la alții. Mai avem un meci în această grupă împotriva Franței mâine. Este un meci împotriva unei echipe bune, medaliate la precedentele competiții și trebuie să arătăm tot ce avem mai bun și nimic mai mult. Super, thank you so much, Ambrose, and good luck. Da, dau legătura înapoi la voi și sper că voi avea rapid, eu știu, una sau două alte intervenții. Mulțumim, Costin. Revenim aici în studio, alături de mine Cristina Vărzaru și Bogdan Voina. Bună seara! Bună! Angola nu a bătut pe nimeni în grupă până acum, dar iată că a avut un meci destul de bun în seara aceasta cu România. Cum se explică acest lucru? Hey, nu ne-a bătut nici pe noi, asta este corect. Cel mai important. Au jucat un meci foarte bun, un meci fără presiune, așa cum zicea și Ambroș. Mie chiar mi-a plăcut echipa Angolei și mi se pare că de la an la an progresează mai mult. Mi se pare că nu mai sunt nici pe departe echipa care venea din lumea a treia a handbalului. Mi se pare că au jucat foarte multe jucătoare cu calitate. Nu mi se pare nici că joacă dezordonat. Interesantă echipă și faptul că inclusiv în meciurile cu Franța și Spania au stat aproape ca și scor, asta întărește ceea ce spun, că nu mai sunt o echipă de luat în râs, o echipă care să te distrezi ca și scor. Că a trebuit astăzi să muncim din nou preț de vreo 59 de minute ca să ne asigurăm victoria, asta e altă poveste, dar până la urmă competiția își urmează cursul așa cum l-am visat noi înainte de a începe acest turneu. Și e foarte bine că am câștigat. Bun, Crina Pinte alături de Costin Cava și Costin, ai legătura.
Da, am revenit din nou, am alături pe Crina Pintea, care s-a luptat din nou ca o leoaică acolo în centru. Crina, cred că trebuie să mergem toți să ne facem un control la inimă după meciurile astea din grupă. Se poate și altfel? Noi ne dorim să se poată și altfel, însă este foarte important că am câștigat. Nu este tocmai ceea ce noi ne-am dorit, a fost un meci destul de greu, am jucat destul de slăbuț și cred că putem mult mai mult de atât. A fost poate vorba de consumul fizic și mental de la celelalte meciuri să se fi simțit astăzi? Cred că se resimte puțin oboseala, însă nu vrem să ne gândim la asta, pentru că știam ce ne așteaptă și suntem pregătite pentru asta. Însă, nu știu, ne dorim din tot sufletul să putem arăta mai mult decât am făcut-o astăzi, pentru că am făcut foarte multe greșeli 1-1, situații de individuale și asta este foarte important, în meciurile mult mai grele, în care e nevoie de claritate în joc și să nu risipim atât de mult, pentru că astăzi am risipit foarte multe mingi și ne-au costat. Au fost mingi risipite poate în atac, poate că puteam să scriem mai mult despre asta vorbeai, dar în același timp am văzut că la un moment dat a schimbat și modul din apărare. Față de prima repriză am văzut-o pe Alice acolo mai avansată. Exact, pentru că ele erau foarte rapide, au venit cu șuturi de afară, pivotul e destul de mare, la fel ca mine, a prins foarte multe mingi, e greu să o ții și cred că asta ne-a ajutat foarte mult, că am schimbat sistemul de apărare și ne-a ajutat foarte mult Alice acolo în față, am putut să ne desprindem. Am putut să jucăm. Bun, urmează un meci cu Franța. Stai să te uiți și la meciul cu Spania-Franța din această seară sau te duci la hotel și te uiți de acolo? Așa am de gând să stau să mă uit și la meciul cu Franța-Spania, pentru că mâine jucăm cu Franța și e foarte important să le vedem și să facem treabă bună mâine. Ne dorim din tot sufletul să jucăm mult mai bine și să arătăm mai mult decât am arătat astăzi, pentru că putem. Crina, o plăcere să vorbesc cu tine ca de obicei. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și succes în continuare. Mulțumesc mult, Doamne ajută. Bun, atât de aici, prieteni. Vom avea sigur niște reacții și de la conferința de presă. Sper ca România să câștige și ultimul meci cu Franța, însă mai important ar fi ca România să termine pe primul loc în această grupă. Dar am ascultat pe Costin Cava și în direct din Germania, alături de Martin Ambros și Crina Pintea. Revenim aici în studio și dezbatem un pic vis-a-vis de ceea ce au spus cei doi. La început, Martin Ambros a zis așa că nu sunt satisfăcut de rezultat, e nevoie de un pic mai multă determinare, zicea cumva Martin Ambros. Ai avut emoții, Bogdan, că vom pierde acest meci? Am avut emoții, cum să nu am. Adică bănuiesc că din punctul meu de vedere, eu nu anticipam un meci atât de greu împotriva Angolei. Ceea ce am spus înainte de emisiune, din păcate, nu s-a adeverit. Ne-am dorit cu toții să le vedem în joc și pe celelalte jucătoare. Din păcate, am văzut că Ambros s-a axat tot pe același nucleu de jucătoare pe care le-a folosit și în celelalte meciuri. Și trebuie să recunoaștem că Cristina Neagu a rezolvat încă o dată meciul de astăzi. A marcat ultimele 4 goluri și a asumat această responsabilitate. Și ne-a demonstrat încă o dată că este una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Am văzut că la un moment dat Martin Ambros a decis să stea un pic să se mai odihnească. Cristina apoi a văzut că e nevoie de a introdus-o. Eu oarecum o întrebare pe care i-am adresat-o și Cristinei Vărzaru acum o emisiune, dacă mi-aduc bine aminte. Nu prea e de bine că toți stăm la mâna Cristinei Neagu și în asumarea responsabilității ei. În primul rând trebuie să fim foarte mulțumiți și mândri că avem o asemenea jucătoare în echipă și de fiecare dată când este nevoie de ea, răspunde prezent. Momentul din a doua repriză când Ambros a scos-o din teren, exact cum am remarcat și noi în fața televizorului, Cristina se enervase un pic și probabil a scos-o un pic din atac, pentru că ea a continuat să intre pe faza de apărare și
probabil a scos un pic din linia aia ușor negativă, nu mai reușea să înscrie și a dovedit că acele atacuri în care i-a stat departe de colege i-au servit ca să fie bună pe final de joc. Apropo de Neagu și colegele sale, la final de meci, Cristina le-a adresat câteva cuvinte. Haideți să vedem ce anume le-a spus. Sunt tare mândră de voi. La final de meci le spune Cristina Neagu colegilor. Cristina, tu știi mai bine pe cealaltă Cristina. Ce e schimbat la Cristina Neagu? Parcă nu făcea lucrurile acestea până acum, nu? Ba da, eu de când o cunosc pe Cristina, asta face. Dar nu în văzul lumii, să zic așa. Habar n-am, nu știu. Da, nu mi-a pus niciodată întrebarea. Nici nu știu dacă i-aș-a dat seama că e vreo cameră pe acolo să spună lucrurile astea. Ea în general spune lucrurile pe nume, așa cum le simte și întotdeauna a fost interesată de toate. A pus întotdeauna echipa înaintea interesului propriu și a făcut întotdeauna ce a putea să ajute echipa. Le-a spus că e mândră de ele, dar le-a spus și că putem mai bine de atât, adică trebuie să facem mai bine de atât, adică toată lumea e conștientă că meciul ăsta n-a fost unul foarte bun. Martin Ambroș a căutat în permanență soluții pentru faza noastră de atac, a introdus și pe Florian și pe Inter stâng și pe Inter dreapta, după care a schimbat-o și pe Crina Pintea cu Timea Tătar. Dedo a fost și ea schimbată în poartă. Deci ceea ce ne-a spus nouă Martin Ambroș la începutul acestei competiții, că nu-l interesează decât primul meci și vedem cum decurge competiția, se regăsește strict în jocul lui. Adică putea să facă mult mai multe schimbări, chiar dacă scorul nu i-a permis-o astăzi. Putea să facă mult mai multe schimbări gândindu-se la cât de lungă este competiția și de cât de multă e nevoie de energia acestor fete care duc greu de aici înainte. Dar omul este focusat pe fiecare meci, vrea să-l câștige pe fiecare și încearcă să-și găsească o soluție în sensul ăsta. Neagu a fost schimbată fiindcă n-a funcționat foarte bine cu aruncarea la începutul meciului, însă pe final, atunci când lucrurile erau serioase și se îngroșase gluma, ca să zic așa, și-a asumat 4 aruncări consecutive cu 4 goluri. Mai mult decât atât, nici nu știu ce poți să-i ceri. Pe lângă asta, am văzut că și Geiger și-a asumat responsabilitatea șutului, aruncării astăzi mai mult decât în alte zile. Este un lucru îmbucurător, fiindcă avem nevoie de mai multe aruncări de la 9 metri decât mâna Cristine Neagu. Și ea a făcut-o bine astăzi, cel puțin pe o mare parte din repriza a doua. Altfel, cele două extreme eficiente ca întotdeauna, muncitoare. Udriștoi a avut chiar un moment important pe care l-a câștigat cu minutul 55 cu două faze consecutive foarte bune, un gol urmat de un fault în atac scos în apărare, excelent. Deci momentul a fost unul critic și important în meci și eu sunt mulțumită până la urmă. Sigur, sunt multe lucruri care poate să funcționeze mai bine, dar am câștigat, suntem pe locul întâi, așteptăm meciul Franța-Spania și asta e cel mai important. Bun, Bogdan, dacă nu a fi avut-o pe Neagu în echipă, cum crezi că s-ar fi terminat acest meci, sincer vorbind? Mai complicat. Era mult mai complicat, dar ascultând-o pe Cristina, am avut timp să-mi fac și un pic de ordine în minte. Că vorbesc mult, sau de ce? Mult și bine, mai rar. Și mi-am adus aminte și de pe vremea când jucam și de pe vremea ce am mai învățat și eu de la antrenorii mei. Am învățat și am rămas cu ideea că înveți mai multe din victorii. Astăzi e clar că noi n-am făcut un meci foarte bun, dar altfel înveți lucrurile și te motivezi pentru următoarele meciuri. Când câștigi un astfel de meci, este frustrant să pierzi. Orice înfrângere nu este binevenită, creează și tensiuni în interiorul echipei și televiziunea și suporterii minunați care sunt acolo îi dezamăgește și pe ei. Altfel, un meci ca ăsta unde nu sunt multe chestii de reținut, putem să, în afară de faptul că Cristina Neagu este excepțională și că ne-a ajutat astăzi să câștigăm, altfel mai puține. Bun, au avut noroc jucătoarele din Angola și cu portărița lor, Cristina Bravo.
a apărat în câteva faze importante pentru noi, la fel cum a remarcat și Martin Nambros la un moment dat în minutul 57 la timeout, spunea the big one, adică cea mai mare dintre jucătoare, nu i-a reținut nici el numele, să avem grijă acolo. Era vorba de Albertina, 21 de ani, 1,90 m și 95 de kilograme. Informații luate de la Bogdan Voina. Nu cred că e greu pentru cei de acasă, jucătoarea cu numărul 10. Acest Valderrama din handbalul românesc. Da, exact, exact. Din handbalul mondial. Da. Ne și uitam la ea că e o jucătoare cu calități din moment ce... Cristina? Da, la nu? Cât este de... Ea e foarte frumoasă, asta am remarcat prima dată, după care am remarcat că are și alte calități. Este o jucătoare foarte mobilă pentru înălțimea ei. Se întoarce foarte bine, foarte greu de ținut, fiindcă e mai înaltă și decât Crina Pintea. Arată bine ca jucătoare. Sunt mai multe care arată bine de la Angola. Am remarcat-o în primul rând, adică ar fi fost greu să nu o remarcăm. Să nu o remarcăm, exact, mai ales datorită părului, să spunem așa. Bogdan face concurență cu tine. Ai grijă. La înălțime, lași. Și la înălțime și la păr. Bogdan, mai trebuie niște fixativ. Exact, să-l tapăm un pic. Profitați acum că sunteți în superioritate numerică. Bun, haideți să vorbim un pic și de clasamentul grupei, pentru că tot zicea și Martin Ambros și Crina Pintea că o să rămână să urmărească și ei meciul dintre Spania și Franța. Iată, avem clasamentul. România cu 8 puncte. Ce bine îmi pare, ce mă bucur. Mai avem mâine un test cu Franța. Apropo, cum vedeți partida cu Franța? Deja cred că am obosit destul astăzi. Eu astăzi am citit un pic declarațiile antrenorului Crumolz, care spunea că le-au rămas cele mai grele meciuri din această grupă cu Spania astăzi și cu România mâine și spunea că pentru el ce este cel mai important este meciul acesta cu Spania. El vrea ca echipa lui să dea totul pe teren. După care cu România o să vedem mâine ce o să fie după toate rezultatele. Deci cu siguranță Franța, dacă astăzi face un meci bun, eu zic, adică după declarațiile lui acum, nu pot exact. Eu să decid. Mâine a zis că o să folosească altă echipă. Asta nu știu ce înseamnă. Bun, Cristina, ce rezultat ne avantajează între meciul dintre Spania și Franța? Păi, clar, să vrea să câștige Spania ca să terminăm grupa pe locul întâi, indiferent de rezultatul de mâine. Dar o să fie un meci foarte echilibrat, pentru că Franța își dorește și ea locul întâi și Franța este o echipă foarte valoroasă, titrată, nu este o echipă de care să nu ne temem. Eu cred că contează foarte mult meciul de astăzi, e foarte important de urmărit meciul care urmează, de la 9:30. Ce credeți că ar fi nevoie să nu mai facem astăzi, să nu mai facem mâine și am greșit azi? Bogdan? Okay. Cristina? Niciun meci nu se compară, deci nu poți să zici, astăzi nu avem cu ce să ne lăudăm. Cum am spus mai devreme, Crina a declarat mai devreme că au făcut multe greșeli individuale, că nu au fost împreună în apărare, că s-au făcut, ea a pomenit numai de greșeli, n-a zis multe lucruri bune. Nu știu, eu am învățat și în psihologie că e bine să... pozitivăm. Să te focusezi pe partea constructivă. Nu ne-am apărat bine, nu. Trebuie să ne apărăm mai bine, să dăm mai multe goluri, ratări. Toată lumea își dorește să dea gol, să zici să nu vrem, să nu ratăm. Să... Are timp Cristina Martin Ambros până mâine să facă ceva modificări? Da, clar. Multe lucruri se pot modifica doar pentru că astăzi au mers foarte rău și, în general, sunt lucruri care de obicei ne ies mai bine decât ne-au ieșit astăzi. Cred că nivelul de concentrare a fost un pic sub ceea ce ne-am dorit și de aici au venit aceste greșeli la nivel individual. Altfel se vede că echipa joacă tactic după un plan bine pus la punct și una este când începi un meci împotriva Angolei și alta este când începi un meci împotriva Franței. Ne place sau nu să recunoaștem lucrul ăsta, se lucrează un pic la nivel mental din punctul ăsta de vedere. Adică îți dai seama exact în fața cui joci și cât de sus trebuie să te ridici din posibilitățile tale maxime ca să poți să câștigi meciul respectiv.
Și fetele au știut exact în momentul ăsta, astăzi, cât să apese pe pedala de accelerație. Poate că nu și-au dorit asta de la început, dar au reușit să facă lucrul ăsta. Cert, mâine lucrurile trebuie ajustate câte puțin la toate sectoarele. Contraatac, apărare, atac, cupluri de posturi, nu știu, faza a doua, toate lucrurile astea se pot îmbunătăți până mâine. Bun, Cristina Bogdan, vă mulțumesc mult de tot și ne revedem mâine înainte de meci. Doamnelor, domnilor, aici se încheie emisiunea Zoom Sport, însă vă invit să rămâneți în continuare pe Telecom Sport 1 pentru că urmează Studio Europa League înainte de meciul Stelei. Avem acolo la stadionul Arena Națională pe Silviu Tudor Samuilă. Sunt Gianina Iacob, ne revedem mâine la ora 18:30 cu emisiunea Zoom Sport înainte de partida România-Franța. Seară frumoasă să aveți, pe curând!